Da. Mai scriu doar scenarii din când în când. Celălalt fiu al dumneavoastră este în domeniul filmului. Da. Și un regizor reprezentant, nici nu știu dacă mai pot să-i spun, al noului val, pentru că deja sunt oameni maturi. Iată că și el este, nu numai el, aici toată cinematografia românească actuală este încondeiată de... Aici o să vă rog să-mi permiteți câteva minute. Cât doriți noastră să nu-l supărăm? Sigur, dacă vede să supără... Deci fiul domnului Porumboiu este spus să un regizor foarte important, Corneliu Porumboiu, premiat și așa mai departe. Dar dacă va avea vreodată să vină dumneavoastră... A primit și toată familia, am primit o incredibilă stupoare că se pot întâmpla astfel de lucruri. Corneliu a făcut 3 filme cu banii lui, nu altceva. Corneliu, ceea ce se impută e de domeniul, mă rog, unor lucruri care n-au niciun punct comun cu realitatea. Eu când a apărut acele știri pe toate televiziunile, ceea ce m-a frapat și am spus, domne, oamenii ăștia nu sunt, mă rog, nu vreau să folosesc cuvinte care să ce din presă să simtă nu știu cum, covorul roșu, euro pe dedesubt, niște, mă rog, n-are nicio treabă și eu am spus că va urma să dea un comunicat, a dat un comunicat mai mult decât civilizat, eu aș fi fost mult mai dur, dar a fost poziția lui. În realitate, este vorba de ceva care s-a petrecut în urmă cu 7 ani, rețineți, și după ce cei de la DICOT au chemat mai mulți, pe mine nu mai știu câți au chemat, l-au luat și pe Corneliu, au dat un comunicat prin care spun că e vorba la toți, e vorba de spălare de bani, de făcut niște lucruri care nu se puteau, evaziune fiscală și bineînțeles că n-a dat nume comunicatul de la DICOT, în schimb a apărut pe surse care n-aveau de unde să vină, la bunica mea nu putea să vină, tot la ea a venit, acele surse, informații, Corneliu Porumboiu. Da, ca... luăm premiații pe la Cannes, pe la Berlin. Da, dar luăm premiații. Hai să vedem ce s-a întâmplat cu premianții. De ce Corneliu? Deci, pe mine mă interesează suma. Suma este una fantastic de mare și acopereau toate cheltuielile la bugetul statului cu deci acea sumă. Deci cine este autorul marii evaziuni fiscale din România, da, după 31 de ani? Corneliu Porumboiu, în valoare suma de... 24.000 de lei. 26.000 de lei, exact. 26.000 de lei. 5.000 de euro. 5.000 de euro, dacă îmi permiteți. Acolo sunt niște lucruri ciudate, pentru că ce scrie în rechizitoriu, banii s-au dat și acum dumneavoastră aveți, mă rog, ați făcut filme, aveți emisiuni și sigur mai aveți contracte ceva, da. Nu, dar aveți contracte cu firme care vă trebuie pentru electrician, pentru șofer, figuranți. Da. Există o firmă de specialitate care s-a făcut treaba asta. Exact, faci exact. Contract cu el, îl plătești și vine cu câți oameni ceri. Și face treaba. Diverse vârste, da. Corneliu delegase un director de producție, Corneliu n-a semnat niciun document. Pentru că el se ocupă de scenarii și de regie. Logic, nu poți să crezi altceva. Numai că actele sunt făcute ca lumea, numai că există programe de, mă rog, de lucru pe ore, pe minute și mai e ceva. Toate acele plăți au fost auditate pentru că filmul despre care se face vorbire e un film cu... Centrul, mă rog, Național? Cu CNC-ul, da. Și nu-ți dădea cu niciun reuz dacă nu ai audit. Normal, normal. Bun. Și am văzut și eu ce scriu acolo, domnii procurori în rechizitoriu, că s-au dat banii, dar s-a simulat. Au luat-o și procurorii cu simulare. Au niște clișei din astea. Parcă cred că, mă rog, de la fotbal. S-a simulat actul respectiv și firma aceea, mă rog, nu există. Păi de acele e greu să verifice în revisal că acea firmă există. Verifică, ce este revisal? Revisalul unde se înscriu toți care sunt angajați și toți care sunt răsplătească taxe și impozite. Fără ea nu se poate. O firmă, dacă nu-i trecută, n-au personalul care e încadrat, se scrie în acea firmă, care, în acel sistem revisal se cheamă, unde toți angajații la o firmă sunt înscriși în acea formă. De, mă rog, ca să știe că
că sunt. Deci, să uităm un revisal, vedeau despre ce e vorba. Nici asta, domne, au greșit. Ce bănuiești dumneavoastră? Care... Nu bănuiesc decât... De acum o carieră în instanță. Da, chiar carieră. Dar mi-e greu să explic, cum tu trimiți după 7 ani. Îi adun pe toți acolo, le dai, pui hârtinile în mână și zic că sunteți mă rog, suspecți și să pun sechestre pentru 26.000. I-a pus pe casă, i-a pus pe contul, pe tot. Bă, dați 26.000. Pentru 26.000 de lei? Da, 26.000 de lei, sechestru pe jumătate de casă, pe tot, că e cu soția casa. Și, mă rog, lucrurile astea care nu se întâmplă nicăieri într-o lume normală. Dacă ai ceva după 7 ani, tu vii și faci treaba asta, este o problemă. Și o problemă, și aici revin, e o problemă de respect față de niște oameni și niște valori autentice ale cinematografiei românești, fie că e vorba de feciorul meu sau de alții, eu vorbesc numai în dreptul Corneliu. Da. Mi se pare incredibil să se producă astfel de lucruri. Automat că în tine este o revoltă. Las la o parte că sunt părinte și știu cum am crescut copiii. N-au văzut niciodată la mine că vin cineva cu plocoane. Deci au fost crescuți într-un spirit mai mult decât de corectitudine totală. Când vezi acum că este spoit în toate ziare informația să vinde și afară, el are niște angajamente, vă dați seama, domnule, evazionistul și spălătorul de bani, regizorul Corneliu Porumboi, te doare capul. M-aș bucura vreodată să cred că și acel procuror este om și să iasă să spună public, domnule, îmi cer scuze. Dar e o eroare. În ce fază se află treaba? Sunt înștiințați doar sau... Nu, au primit, asta au făcut contestații, urmează etapele. Dar altă treabă n-are decât să urmeze niște etape care n-are niciun fel de legătură. Poate este un procuror, a vrut să fie regizor sau fi vrut să probabil că joacă... Corneliu a zis, nu joacă, un film. Dar... Probabil că joacă într-un film, dumneavoastră crezi că întâmplător, trecând la una la alta, se bat pe aceste posturi cine să fie șef. Și președintele, și ăla care a fost ministru de justiție, cum îl cheamă? Stelian Ion. Da. Și ei vor, ei s-au transformat pe cuvânt, am văzut treaba asta un an de zile și ați prins-o și dumneavoastră, Nea Jean, Dumnezeu să-l ierte. Lordul. Jean Pădureanu. El făcea treburi din astea, în care își punea arbitrii, și el îi promova, el îi ducea în liga, el îi ducea la nivel internațional. N-a pus să-i facă cu Igna, cu Crăciunescu, cu Porumboi. Dați-mi voi un pic. Sunt niște similitudini, care eu mi le explic ce-i bătălia asta. Eu sunt fără convins că m-aș bucura să trăiesc într-o țară după o asemenea, mă rog, atitudine a procurorului, demn ar fi... Să iasă, domne, îmi cer scuze. Ei au acoperire, n-au voie că sunt în cercetare. Păi da, să dea pe surse, au voie? Păi, cine știu, fi uitat computerul. Eu cred că nimănui nu-i convine să se vadă luat, deci, breaking news, în acea zi, parcă nu mai puteam să aud de televizor, să aud de voștire, că era Corneliu Porumboi, evazionistul Corneliu Porumboi și, mă rog... spălase bani în formă continuată. Deci 26 de deci lei, nu odată i-a câte un leu. Da, și eu tot timpul am spus și repet treaba asta. Justiția trebuie să facă acolo unde este locul. În sala de judecată, aia e justiție. Dacă tu ieși, fac în birou singur. Dacă tu ai ieșit cu treaba asta, este normal să fie o reacție dacă omul e nevinovat. Dacă tu ai ieșit cu astfel de lucruri și ai spus niște lucruri care... Asta este un lucru, dar nu cred că se va putea curăți vreodată. Faptul că apar, de ce îi spun, nu dăm detalii din dosar, că se instrumentează. Dar dau pe știri. În momentul în care apare în presă, eu l-aș suspenda pe procurorul respectiv. Bă, e la tine în computer, l-ai închis, ai plecat acasă. Deci, de mâine nu mai ești procuror. De mâine nu mai ești procuror, pentru că nici procurorul șef al României nu poate să-i ceară dosarul. Deci da. Este chiar dosarul lui închis. El apare în presă cu niște numere schimbate, să știe la ce poziție. Cu tare, da? Salut, de mâine nu mai ai serviciu. Dar gândiți-vă și ar trebui să gândească că totuși sunt niște...
ar trebui să gândească cei care... Știu, cer prea mult. Dar în momentul în care se creează o astfel de stare, există niște șocuri psihologice pentru oricine. Restul nu... Nu contează. Care rămâne în picioare, rămâne în picioare. Care nu ducă-se pentru că eu sunt mare investigator. Asta mare este un exemplu de disproporție a reacției unei familii vis-a-vis de o sumă care, nu știu, o cheltui la o nuntă, ca să zic așa. Chiar dacă... Dar nu e reală suma aia. Nu, ce nici să suma aia nu e reală. Că dacă ar fi reală suma aia... Spune... Citeți de Messi, de Cristiano Ronaldo, de Piqué, de Shakira. Și plătesc. Domne, îi cheamă acolo, zice, domne, el zice exact așa, deci, nu m-am ocupat eu, domne, contabilul, tata, impresar, că la ăștia sunt... Ok, se înțeleg cu statul, zice, plătiți 2 milioane, 4 milioane, sau Ronaldinho, mare de fotbal, zice, bă, dar să instrumentez, okay, în loc să-i chem, domnul Porumbă, respect, sunteți o valoare a României culturale, eu o chestie de... Puneți 26.000 gaj într-o cutie de pantofi și la sfârșitul procesului ori vei reține. Cum puteți să credeți în secolul 21 și vorbind de democrație că vine niște iar la 6 de acasă pentru astfel de chestiune? La 6 dimineața l-au luat? Da. Îi dă o doamne, iată, bă, despre ce... văd pe procuror, ce, bă, nu mă culc în noaptea asta. Nu, stați puțin, nu. Procurorul, băia deștept. I-a trimis asta citație, să prezinte la ora 8, la DICOT. Adică e frumos filmul, nu? Doamne, adică te ia la 6, că la 8 te chem, dar nu putea civiliza. Să se învețe și Corneliu Minte să nu mai facă filme proaste. Nu, care nu, să nu. Reprezinte la... Nu, aici vorbim, nu o să avansăm și nu o să ajungem niciodată nicăieri, decât într-o scorbură din asta, de unde nu o să mai ieșim niciodată. Nu, de fapt, nu o să ajungem, nu ieșim din... Nu, dar ne ducem acolo, că încă n-am ajuns în aia de jos, de jos de tot. Eu zic că suntem în ea, nu reușim să ieșim. Da. Atâta timp cât tu n-ai respect față de cetățenii tăi, față de oameni care nu pot, măi, suspect suntem cu toți. Eu am fost în 3 dosare, dacă vedeți ce dosare, dom'le, erau, dar eu rezist. Dom'le, și dosare, nici nu vă puteți imagina... Păi la cât huiduia l-ați luat pe stadion? Da, nu, eu am altul, eu s-a antrenat, dar sunt oameni care se gândesc într-o manieră corectă. Dom'le, te rog să mă respecti, te respect. Dacă tu nu mă respecti, ce vrei tu de fapt? La asta mă gândeam la voi, arbitri, că sunteți toți PSD-și, pentru că prima... Ce face, domnule? Stai, domnule, puțin. Stai ușor. Prima strigă... Nu, de ce spun asta? Pentru că prima strigătură a tribunei este cu tare... Boiule! Adică plăcuța a fost inventată prima dată pentru arbitri, da, nu? Da. Eu cred că așa încet, oameni buni, o să auziți tot felul de povești aici. Este o situație care, din păcate, se întâmplă și ceea ce este, din punctul meu de vedere, ne la locul lui, este faptul că sunt aceste pe surse. Mai am doar o secundă. 10 secunde, mai 10 secunde, da. Dacă am mai spus și îmi place să repet treaba asta, în momentul în care eu fac și la DNA și la DICOT două plângeri evidente care atât statul cât și eu personal, mă rog, am fost dezavantajat, mi s-a răspuns în niște termeni că la unul, la DNA, nu e la legislație primară cu bancă de stat care își manglise banii, să o iau pe termenii lor, și la cealaltă, că nu e obiectivă, dar banii aia nimeni n-a încercat să-i caute, n-am eu dreptate, dar unde sunt banii aia? Și aici 25.000 de lei ai făcut. Asta a fost revolta mea. Dom'le, eu v-am trimis scris, m-ați trimis la, mă rog, s-au plimbat, nu știu ce, ordonanța, a doua ordonanță, am ajuns la, mă rog, la judecător, la tribunal, s-a făcut toată treaba. Dar sunt bani care sunt evident că sunt din bugetul statului, la Ministerul de Finanțe. Nimeni nu vede, nimeni n-aude, dar în schimb suntem foarte circumspecți și foarte atenți către un regizor care, vezi, doamne, evazionat și n-a plătit, a furat din TVA 14.000 de lei și dincolo 12.000 de lei. Mulțumesc frumos, domnule Paroli.